Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru că ne permiteți să intrăm în casele dumneavoastră. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest har și televiziunii Credo, prin mijlocul căreia putem să stăm de vorbă și să ne vedem unii cu alții. De data aceasta, pentru emisiunea care ne așteaptă, avem invitat în studioul nostru pe fratele pastor Nelu Filip, păstorul bisericii Maranata din Phoenix, Arizona, cu care ne cunoaștem dinainte de anul 2000. Dumnealui a emigrat în Statele Unite la începutul anului 2000, a sosit în Phoenix, Arizona, în biserica Happy Valley. După mai puțin de un an de zile a fost invitat ca să păstorească biserica Maranata din Phoenix, Arizona, deschisă atunci recent, și de atunci încoace slujește în acea biserică și drumurile noastre se intersectează destul de des. Mă bucur să îl avem împreună cu noi și cred că experiențele care le va împărtăși împreună cu noi vor îmbogăți sufletul dumneavoastră și viața dumneavoastră spirituală și vă vor fi de folos. Frate pastor Nelu Filip, bine ați venit, ne bucurăm să fiți împreună cu noi. Avem la dispoziție un timp frumos în care ne vom delecta cu experiențele frumoase, 2, 3, 4, cât o să avem timp. Noi nu regizăm programele, doar stăm puțin de vorbă ca să avem așa o idee generală cu privire la ce o să discutăm, dar în rest fiecare simte libertatea să exprime ceea ce are pe suflet, să împărtășească ceea ce simte din partea lui Dumnezeu. Și după cum am vorbit în prealabil, sperăm să avem timp suficient pentru 3 sau 4 experiențe. Acesta este scopul emisiunii. Bine ați venit, Domnul să vă binecuvânteze. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să am această ocazie ca să prezint minunile Domnului din viața în proprie. După cum zicem, Psalmul 103, versetul 2, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Domnului. Mulțumesc frumos pentru această ocazie și apreciez invitația, frate Cornel Avram, și mă bucur de părtășia și colaborarea care o avem aici în orașul Phoenix, luptând pentru același scop și țel comun, mântuirea sufletului, întoarcerea lor înspre Dumnezeu. E bine, cred că, să povestim minunile Domnului și e bine ca să împărtășim experiențele care le-am avut cu Dumnezeu. Și ce mă rog Domnului este ca nu numai generația noastră, care a avut parte de astfel de miracole și de minunile Domnului și s-a întărit prin aceste miracole, s-au edificat spiritual, și mă rog Domnului ca și generațiile care vin după noi să aibă parte de astfel de revelații speciale din partea lui Dumnezeu, care vor întări credința lor și vor face mai puternici pe calea Domnului. Și să dea Domnul să aibă parte de o măsură îndoită de har, să aibă și mai mari, și mai frumoase, și mai mărețe. Să dea bunul Dumnezeu. Dar să nu piardă, să nu piardă legătura cu Domnul, să nu piardă valoarea experiențelor și să nu înceteze să strige către Dumnezeu pentru o manifestare reală a puterii Domnului. Cu ce experiență doriți să începem? Prima experiență aș vrea să fie o experiență de familie și o experiență care am avut-o chiar aici pe teritoriul Statelor Unite. Două le-am avut, am avut mai multe, dar două o să le împărtășesc de pe teritoriul României și două, una care am avut-o aici în Statele Unite când am ajuns. Am ajuns în 3 martie 2000 aici, am fost primit foarte bine în Biserica Happy Valley, am slujit o perioadă. În sfârșit, după care am început, așa cum ați menționat, să slujesc în Biserica Maranata și de atunci încoace Dumnezeu ne-a dat har și binecuvântare și progres. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Însă, în anul 2001, mi-amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, soția a rămas însărcinată, noi ne rugam Domnului ca să ne mai dea copii,
primul băiatul care l-am avut a avut probleme, soția mea, la naștere. A fost o naștere pelviană și a trebuit să se facă cezariană, iar după momentul acela au mai durat aproximativ 5 ani de zile până când Dumnezeu ne-a dat al doilea copil și ne-a dat o fetiță frumoasă pe Elida. Când Ana era însărcinată cu Elida, știți că aici se merge periodic, ca și în alte părți și în România, chiar la medic, ca să se verifice sarcina, să vadă dacă totul este în regulă, totul este în ordine. În sfârșit, după o perioadă de mers la medic, am primit o veste tare tristă din partea medicului care o analiza pe Dana și care ținea fișa cu momentele prin care trebuia să treacă până la momentul nașterii. Am văzut că se uită foarte tristă când am intrat în cabinetul ei și ne-a zis să luăm locurile. Apoi a început să ne spună vestea, care bineînțeles că ne-a paralizat pe amândoi, și pe mine și pe soția mea. Mi-a spus: domnilor, ne pare foarte rău, dar trebuie să vă spunem că baby care se concepe în soția dumneavoastră are sindromul Down, este bolnavă cu sindromul Down. Ne-am gândit, am avut câteva discuții cu colegii mei, am vorbit chiar cu anumiți directori de specialitate și am ajuns la o singură concluzie: dacă vreți să nu păstrați acest copil, să recurgeți la avort. Este singura soluție de a scăpa de coșmarul acesta. Și a început să ne țină o prelegere și să ne pregătească ce înseamnă să ai un copil cu sindromul Down, cu Down syndrome. Da. Ne-a spus cât de greu va fi, ne-a spus că nu va fi un copil normal, va fi un copil cu malformații, va fi un copil care va necesita foarte mult timp de îngrijire, va trebui să ne gândim foarte mult la timpul nostru care îl avem, că nu va mai fi nimic ca înainte. Bineînțeles că am fost frânți amândoi, și eu și soția. Am ascultat-o pe doamna medic până și-a terminat expunerea, după care am spus, fără să stau mult să mă gândesc: doamnă, îmi pare rău, dar noi nu facem avort. Dar cum? Dar nu vă interesează? Nu ați auzit viața tot ce v-am spus? Nu vă interesează viața de familie? Vreți să vă complicați viața? Și așa viața e complicată. Chiar nu vreți să faceți? Sunteți tineri, aveți viitorul în față. Doamnă, este adevărat că suntem tineri, este adevărat că avem viitorul în față, mai lung sau mai scurt, nu știm cât, dar cea mai mare problemă peste care noi nu putem trece sau prag este faptul că noi suntem creștini. Și ca și creștini, noi nu vrem să recurgem la avort. Avortul e crimă. Avortul este un păcat, este o crimă. În momentul în care un făt se percepe în burta mamei, după cum spune chiar și David în unul din psalmi, sunt o făptură așa de minunate, minunate sunt lucrările tale, ce inteligent, ce complicat am fost conceput acolo și mi s-au format oasele și toate, Dumnezeule, ca să exprime măreția și complexitatea lui Dumnezeu în același timp. David spune lucrul acesta. Deci în momentul în care bebelușul se concepe acolo, el are viață, inima începe să pulseze. Când eram încă un plod fără chip, exact, ochii tăi mă vedeau și folosite. Da. Deci un plod fără chip, asta înseamnă, da, în moment după concepție, la vreo 72 de ore, când inima începe să bată, începe să pulseze, deja e viață. Ei, din momentul acela când cineva vrea să spună un nu vieții, asta înseamnă clar crimă. Și ce este mai trist, acum poate că ați observat și dumneavoastră, în Statele Unite am auzit că se vând organe de copii care au fost în astfel de situații, au fost uciși de-a dreptul, avortați, iar după ce au fost avortați, li s-au luat organe și au fost vândute. Chiar industria asta medicală ar vrea să facă o chestie cât mai legală și să facă bani și pe chestia asta, deși este un păcat. În numele cercetării. Păi, în numele științei. În numele științei vor să facă asta pentru a salva, spun ei, alte vieți, dar nu pot salva alte vieți distrugând alte vieți, pentru că asta înseamnă crimă. Din păcate, după cum știm, România în Europa este printre primele locuri la capitolul ăsta de avorturi, și asta mă doare pentru că suntem și români. Și cred că și în America stăm foarte bine cu statisticile de genul acesta.
e un genocid efectiv care se comite împotriva copiilor care încă nu s-au născut, care încă n-au venit în lumea asta. Este trist. După statistici care nu le am chiar la îndemână, de la Revoluție încoace, au fost avortați un număr de copii care reprezintă populația României actuală. 23. Deci o Românie... 23, a fost, încă o Românie a fost distrusă. A fost distrusă. 23 a fost de milioane. România trebuia să aibă 40 de milioane de oameni acum. Da, da. Păi acum nu mai are pe unii, a avortat, alții au plecat în străinătate datorită situațiilor economice. Și pe alții și omoară acum. Pe alții termină acum, da. În sfârșit, să revenim la subiect. Când am auzit ce mi-a spus medicul, i-am spus noi nu facem avort. Ea s-a înfuriat, era foarte agitată. I-am spus, doamne, vă mulțumim foarte mult pentru servicii, vă mulțumim pentru news-ul care nu-i plăcut, dar mulțumim că ne-ați avertizat. Și am luat soția, am venit acasă, pe drum, n-am putut să schimbăm o vorbă unul cu celălalt. Am muțit, efectiv. Am ajuns acasă, mă gândeam eu pe drum, doamne, ce satisfacție o să ai tu dacă o să am un copil handicapat? Cu ce o să mă ajute? Cum o să mă descurc? Auzeam și vocile doamnei medic care mi-a spus ce mi-a spus. Și mă rugam așa în gândul meu, dar fără să-i spun soției. Când am ajuns acasă, am intrat în casă, am zis, auzi, noi avem un Dumnezeu practic. Nu-i doar un Dumnezeu teoretic. Nu am predicat un Hristos doar scriptic. De hârtie. Ci un Hristos practic. Și real. Și dacă Hristosul nostru, în care credem, și nu dacă, credem că e practic, îl rugăm să intervină el. El are puterea ca să schimbe lucrurile. Să zicem că fetița asta are Down syndrome, sindromul Down. Așa. Să zicem că îl are. În momentul ăsta, când noi ne rugăm, Domnul poate să-l facă un copil normal. Pentru că el este cel care mișcă oasele în burta mamei, el este cel care veghează asupra vieții, el poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ. Și Dan a fost de acord, am deschis Biblia, ne-a dat Domnul un cuvânt de încurajare și ne-am rugat. În timp ce mă rugam Domnului și stăteam în rugăciune, mă rugam așa cu mâinile pus peste Dana, am auzit așa ca niște pușcături de oase. Le-am auzit, efectiv le-am auzit, exact ca și când îți pușcă oasele, știu, îți întinzi un picior, sau poate la degete. Exact, degetele. Exact așa am auzit, dar foarte scurt și la ne-am rugat și am primit așa o pace și o liniște că fata asta n-are sindromul Down, că fata asta e sănătoasă, adică copilul, bebelașul, că nu știam exact încă, copilașul ăsta trebuie să fie sănătos. În minutele următoare i-am spus lui Dana, am încurajat-o și i-am spus, draga mea, cred din toată inima că copilul ăsta e sănătos. Și ce dorința care o am eu acum este să sunăm la medic și să-l rugăm să repetăm analizele. Vreau să repetăm analizele și dacă încă o dată analizele ies conform spuselor medicului, atunci ne conformăm și asta e. Dumnezeu vrea să fie așa și ce putem să facem? Nu putem să acceptăm facem nimic. Voia lui Dumnezeu. Corect. Oricât de dureroasă ar fi. Exact. M-am urcat în mașină și trebuia să plec undeva. Aveam așa o liniște și o pace. Știam, așa cum sunt convins că în momentul ăsta suntem aici și stăm pe scaune, exact așa eram convins că copilul ăsta nu are nimic. Eram, dar convingerea asta n-a venit dintr-o nicio logică omenească. Că tot stau să mă gândesc pe ce mă bazam eu ori atunci când stăteam așa liniștit și când aveam așa o pace și o relaxare sufletească, că totuși copilul ăsta e un copil normal și că nu are boala, niciun fel de boală. Asta e rezultatul credinței, doar credința. Este credința, dar cred că a fost și pacea aia lui Dumnezeu despre care spune apostolul că întrece orice pricepere, orice rațiune. E ceva, nu ai rațiune, nu ai cum să explici, domnule, dar de ce te bucuri când ai primit o veste așa de proastă, de rea? Cum să te bucuri, cum să fii liniștit? Că în mod normal, în mod uman, alții își pierd mințile, reacționează sigur în moduri aiurea. Pur și simplu, cum spune apostolul, este o pace fără rațiune, o pace care nu o poți oricum cuprinde explica cu mintea. Nu o poți explica. Am sunat medicul și am spus că vrem să repetăm analizele. Mi-a făcut un appointment, mi-a făcut o întâlnire, am mers în 2 zile înapoi. Medicul, femeia medic care era acolo, mi-a spus, domnule, eu nu știu ce gândiți dumneavoastră, dar e ok să facem analizele, le refacem.
Am refăcut analizele și în perioada aia noi ne pregăteam să plecăm în România. Analizele nu se dădeau pe loc. Dura o perioadă. Trebuiau duse la laborator. Corect. Biletele deja erau cumpărate, că toată lumea își cumpără bilete cu timp înainte, nu ți le cumperi imediat. Ne gândeam să plecăm în România sau să nu plecăm. Peste Dana mai venea din când în când așa câte un moment de îndoială, mama-i mamă, și se gândește, dacă adevărul este că atunci când o vedeam pe ea, mă mai încercau și pe mine. Dar ne rugam din nou Domnului și ziceam, Doamne, Tu ai făcut minunea asta, nu se poate să ne înșelăm sau să credem în ceva ce de fapt e o iluzie, ceea ce nu există. Cred că, Doamne, Tu ai intervenit și ai lucrat. Și am plecat cu inima strânsă în România. Am lăsat la unul din prietenii mei numărul de telefon, i l-am dat medicului și am spus, vă rog, sunați numărul ăsta și eu autorizez acea persoană, dacă trebuie, dau și în scris, ca să-mi dați rezultatul analizelor când vor veni. Noi plecăm în Europa, atunci mijlocele de comunicare nu erau așa cum sunt astăzi. Nu exista Viber, nu exista, eu știu, alte nu telefoane. Nu cred că era iPhone atunci. Nu erau iPhone-ele. Mă amintesc că aveam niște telefoane ca niște cărămizi când am venit aici. Și Wi-Fi. Nu era Wi-Fi și Magic Jack, de exemplu, cum e acum, poți să-ți cumperi și l-ai plătit pe 5 ani, vorbești pe gratis cu cineva doar să aibă internetul. Nu erau. În sfârșit, medicul, după ce au venit analizele, a sunat la prietenul ăsta al meu și i-a spus, domnule, ceva s-a întâmplat. Prietenului meu, eu nu-i spusesem nimic. Nu spusesem nimănui de problema asta prin care treceam. Dar absolut nimănui. Numai eu și Dan o știam. Nimeni nu știa. Nici prietenul meu nu știa de ce. Despre ce-i vorba. Nu știa. Și medicul a sunat și a spus, domnule, copilul e perfect sănătos, n-are nicio problemă sau, nu știu, au fost erori. Ce s-a întâmplat, dar copilul este perfect sănătos. Ăsta, confuz, îi zice medicul, adică cum e perfect sănătos? Păi normal să fie perfect sănătos. Cum adică? Domnule, vă rog să transmiteți prietenului dumneavoastră ce v-am spus. Mulțumesc. Prietenul meu, neștiind tensiunea în care eu mă aflu, o uita să mă sune. Și am stat vreo 3 săptămâni cu o tensiune. Eu nu-l sunam, că zic, ăsta nu mă sună, pentru că precis, poate copilul are sindromul Down, are Down sindrom și nu vrea să-mi strice vacanța. Și mă lasă până vin acasă și atunci am dă bomba, news-ul. Era un cerc vicios. Exact. El nu m-a sunat, că o zis, mă, copilul e normal, dar nu la ce să-l sun. Și n-am nicio veste pentru el. Dacă era problemă, îl sunam. Corect. Socrii mei vedeau că suntem așa mai abătuți, și eu și soția mea, părinții mei de asemenea, și ne întrebau așa sporadic, de ce se întâmplă, de ce suntem stris, care e problema? N-am vrut să le spunem ca să nu-i tulburăm și pe ei. Și am zis, mă, dacă copilul e sănătos și noi le spunem situația asta prin care trecem, atunci degeaba. Nu mai frământăm degeaba. N-are niciun rost să le spunem. În sfârșit, și înainte cu o săptămână să ne întoarcem în state, mi-au inima în dinți și îl sun pe prietenul meu. Și îl întreb, ascultă-mă, ai fost sunat de la spital? Da. Și ce ți-a spus? Ce să spună? Copilul e perfect sănătos. N-are nicio problemă. Nonșalant. Pentru el era ceva normal. Vreau să-ți spun, frate Cornel, că atunci am avut așa o bucurie cum rare ori am avut în viață. Deci, de multe ori ne bucurăm în viață, dar o bucurie din aia explozivă. Încât mi-a venit să sar în sus. Dacă aveai aripi, nu știam. Făceai câteva ture prin aer. Dacă aveam aripi, poate veneam până în America. Îți spun, așa eram de bucuros și de extaziat. I-am spus soției mele vestea, s-a bucurat și ea. Dar ce am observat? Diavolul e așa de șiret. Chiar dacă Dumnezeu face minuni în viață, uneori, urma celui rău de îndoială rămâne în viața noastră ca și cuiul ăla lui Pepelia. Și din când în când soția mea încă zicea, mă, dacă greșit, și acum s-au înșelat. Dacă o greșit la test. Dacă și acum s-au înșelat. Am ajuns aici în Statele Unite, a trecut timpul, eu eram liniștit, mulțumeam Domnului, știam că totul e ok. Dana se întreba dacă nu-i bine, tot mereu încurajam, dar în sfârșit. Așa a ajuns ziua când trebuia să nască. Am ajuns în sala de naștere. Înainte să ajung în sala de naștere, am spus doctorului, era un bărbat, doctor Bess,
Și am vorbit cu el și i-am spus, uite, prin trauma prin care am trecut, el, înainte să facă operația, sigur că a făcut și el analize și a zis, domnule, analizele mele toate ies perfect, copilul e sănătos. A fost din nou cezariană, am asistat în sala de naștere împreună cu soția și în sfârșit am văzut cum se face o cezariană, am avut tăria aia, mi-am adunat toate puterile ca să stau acolo și să văd. Și n-ai leșinat? Nu, n-am leșinat. Nu, 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 nu. Păi, ăla nu-i bărbat care leșină dacă nu poate să-și vadă opera. M-am uitat la copil, copilul era perfect sănătos. Dana era anesteziată, dar trează, nu adormise. Și se uită la Elida și se uită la medic și zice, sunteți sigur, domnule doctor, că nu are sindromul Down? Sunt perfect sigur, ăsta e un copil perfect sănătos. După aceea, doctorul, de câte ori mergeam la consultații, mereu întâmpina pe Dana cu aceeași glumă, știi? Ești sigură că nu are Down sindrom? Și punea el întrebarea. Punea el întrebarea, da. Asta a fost una din minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viață și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în mod public și să-i încurajez pe toți cei care trec prin astfel de situații. Poate nu la toți va fi la fel. Poate unii chiar vor avea un copil sau chiar au un copil cu Down syndrome, cu sindromul Down. Îi încurajez să-l iubească, să-l crească, să nu-l abandoneze. Și de obicei, eu am crescut într-o familie în care unul din frații mei a crescut cu un handicap. Adică s-a născut prematur și născându-se prematur, toată viața lui a fost o viață întârziată. De exemplu, la 14 ani gândea ca unul la 5 ani, ca să mă înțelegeți. L-am dus la școală, dar nu a avut înclinația înspre a învăța să scrie, să citească. Ce este interesant este că nu are sindromul Down, doar că a avut creșterea întârziată, crescut fiind în incubator în Cluj, până când a ajuns la o greutate normală ca să fie lăsat acasă și să îl poată crește părinții. A crescut cu anumite întârzieri mentale. Dar așa este prietenos, dacă are înclinații spre anumite lucruri, pur și simplu are ambiție și le face. Dacă nu, nu-l interesează, n-ai cum să-l convingi, nu-i interesat. Și crescând cu un astfel de frate acasă, îmi dau seama că am observat în viața părinților că dragostea părinților puțin se concentrează mai tare înspre un copil care are astfel de probleme decât înspre ceilalți. Nu-i acuz deloc pe părinții mei. Pentru că și noi ca frați, toți ne iubeam noi toți ca frați, dar aveam o inimă sensibilă și deosebită față de Dinu, față de fratele nostru. Pentru că el avea nevoie de mai mult. La un moment dat el punea întrebarea, uitându-se la noi, și asta rupea inima părinților. Mami, eu de ce nu sunt ca Nelu sau ca Petrică? De ce nu sunt ca ei? Și vă dați seama că asta îi zdrobea pe părinți, ne zdrobea și pe noi. În sfârșit, i-am înțeles foarte bine și de aceea vreau să încurajez părinții dacă au astfel de cazuri și Dumnezeu a vrut să le dea așa copiii, să aibă grijă de ei, să-i crească, să-i iubească. Dacă cumva vor primi o veste, cum am primit-o și noi, să se roage lui Dumnezeu și Dumnezeu are puterea să schimbe situația. Dar în niciun caz, ca și creștini, să nu recurgem la această metodă de avort pentru că este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Este o crimă. Fiecare suflet are valoare, da, înaintea lui Dumnezeu, identică, da, cu singurul care are dreptul să ia viața este cel care dă viața. Și acesta e Dumnezeu. Oricine își permite să ia locul lui Dumnezeu, va răspunde în fața lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Trecem la a doua experiență. Deci vorbeați de experiență de pe teritoriul Americii. Da, și aveam și două pe teritoriul României. Să vedem dacă avem timp pentru două pe teritoriul României. Eram student în anul 2 la Institutul Teologic la București. Și nu e niciodată. De fapt, ambele sunt din perioada studenției. În anul 1, când m-am dus la institut, eu am crezut că sunt predicator. Că toți cred care merg acolo în primul an că sunt predicator. Că de aia se duc la institut. Și m-am gândit că mă duc doar să mă cizelez, să mă mai formez, dar nici de cum n-aș fi acceptat ideea că eu nu sunt predicator. După cum am observat și în viața celorlalți colegi. Ei, după primul an,
de institut, mi-am dat seama că eu, de fapt, nici nu schemat să fiu predicator și nu știu ce caut eu pe aici. Concluzia asta o aveau și câțiva dintre colegii mei. Eu, auzindu-i, discutând, eram cel mai tânăr din grupa respectivă. Într-o zi mi-am zis așa: Doamne, eu nu știu dacă sunt chemat la asta. Frații din localitatea, de la biserica din care am crescut, de la Suciu de Jos, frații de acolo din biserică, nu știu ce au văzut ei la mine, că m-au încurajat să mă duc la institut, dar eu cred că s-au înșelat. Și nu știu dacă e voia ta eu să fiu aici. Îmi dau seama că nu cred că sunt pentru așa ceva. Nu e locul meu. Ce făcea? Fratele Trandafir, cum am ajuns la concluzia asta? Fratele Trandafir ne punea pe noi, pe studenți, să predicăm la biserica din Sebastian. În fiecare duminică dimineața erau doi studenți de la institut, cel mai slab era pus primul și cel mai puțin slab, mai bun, era pus al doilea să predice. Și fratele Trandafir concluziona. Fiecăruia dintre studenții se dădea un timp limitat. Celui mai slab, să zic, îi se dădea 15 minute, celui mai bun îi se dădea 25 de minute. Dacă cumva mergeai peste timpul care ți s-a dat, fratele Trandafir era atât de disciplinat încât vrea să ne disciplineze pe noi toți și bine a făcut-o. Lua o coală ministerială, scria pe ea cam psalmi, oprire, cu semn exclamării, lua foaia aia mare și o flutura așa în văzul bisericii, venea cu ea până la anvon, ți-o punea pe anvon și apoi se întorcea înapoi. Când tu te întâlneai cu pagina aia și vedeai oprire, nu-ți mai găseai cuvintele, nu știai cum să te oprești. Nici aminul nu-l găseai de emoție. Nu mai știai cum să te... Nu că nu știai cum să te oprești, că ai fi vrut să te oprești imediat, dar nu știai cum să te oprești frumos, să nu fii așa brusc. Brusc. Toată biserica râdea. Să nu fie ca o cădere. Toată biserica se amuza așa într-un fel, era un amuzament. Și acum o pățit-o vreo doi colegi. Personal n-am pățit-o, că niciodată nu mergeam cât mi se dădea timpul. Și vă spun de ce. Credeam că-s predicator, îmi făceam schița pe cearceaful ăla, cum zicea fratele Trandafir, pe o coală ministerială, și când ajungeam în fața publicului, mă pierdeam. Amestecam punctul 4 cu punctul 3. Punctul nu mai avea nicio logică. Fratele Pandrea, profesorul nostru de română, stătea undeva în colț la balcon. Stătea așa și se crucea la noi când vedea că ne fustăcim și ne încurcăm, încât efectiv nu mai aveam nicio poftă de predică. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta odată, de două ori, de trei ori și, cum v-am zis, am ajuns la concluzia: eu nu sunt predicator, eu mă duc acasă. Mai bine să vină altul să ia locul care îi chemat pentru așa ceva, care are aptitudini, care are chemare. Eu efectiv nu. Mai ales dacă ai fost pus la predică mai des primul și nu al doilea. Nu, că eram fericit. Și pe primul și al doilea. Eram fericit că-s primul, că aveam mai puțin timp, știi, și mă fustăcea mai puțin. Era vai de cel de-al doilea, că el se fustăcea mai mult. Dacă se fustăcea, depinde. Și acum, când mă gândeam eu așa să mă duc acasă, vine fratele Trandafir, intră pe hol, că mai venea el așa seara să vadă ce fac băieții, cum îs, și vine direct la mine în cameră. Frate Nelu, ce faci? Bine, frate Trandafir. Duminica, nu asta, cealaltă, ești la predică. Duminică dimineața. Vai, când am auzit că-s la predică, vă dați seama, era o reacție anormală pentru noi. Normal trebuia să ne bucurăm, să așteptăm să mergem la predică, dar ce se mai întâmpla? Lunea, după ce se termina slujba, ne întâlneam toți colegii într-o sală de judecată, așa se numea sala. Și cel care predicase era pus în fața judecătorilor, care erau toți colegii noștri. Și fiecare venea cu câte o sugestie, fiecare cu o corecție. Și, de exemplu, zicea: ai predicat bine. Deci prima dată te mângâia, după aia te pălmuia și în final îți dădea iar speranțe. Spunea: ai predicat bine, dar, de exemplu, te-ai uitat numai în direcția aia sau te-ai uitat numai în sus. Sau ai stat cu capul plecat în jos. Da, sau nu te-ai uitat la public, ai ignorat publicul. Sau diferite greșeli care se fac în arta asta oratorică, în arta de a vorbi în public. În sfârșit, era greu, pentru că colegii noștri de an mai mare
când începeau ei să ne judece, să ne analizeze predica, nu era ușor. Și fratele Trandafir nu zicea nimic. Stătea și asculta și în final trecea concluzia. Care de multe ori nu era foarte încurajatoare. Dar ce am observat la fratele Trandafir, făcea lucrul ăsta tocmai ca să ne ambiționeze, nu ca să ne distrugă, ci ca efectiv ne-a impus în noi așa un apetit și ne-a impus așa un fel de zel și de ne-a deschis așa un apetit efectiv pentru predică și chiar să dorim lucrul ăsta, o ambiție ca să care faceți lucrul bine, da, să facem de calitate. De calitate. În sfârșit. Dar se pare că totuși inițial criticile acelea nu v-au ajutat, nu v-au încurajat. Când venea vestea că trebuie să mergeți la slujbă, să țineți o predică, cum spuneați, 15 minute era mai bine decât 25. Aveați corect. Inima cât un purice. Deci, inițial v-a tras în jos, doar în timp v-au ajutat să vă ridicați. Pe moment, aveți dreptate, pe moment criticile ne-au dărâmat. Și m-au dus în punctul în care am zis, îți bun de nimic. Mă duc acasă. Când am ajuns în punctul ăsta, câtă vreme am zis că îți bun de ceva, Dumnezeu mi-a arătat că îți bun de nimic. Când am zis eu că îți bun de nimic, Dumnezeu a zis, ești bun de ceva. Și am să vă spun ce s-a întâmplat. Deci continuăm cu vestea da, adusă a venit fratele Trandafir, mi-a spus, duminica cealaltă ești la predică, textul din 1 Samuel 3. Nici mai bun, nici mai potrivit text ca și textul care mă viza direct pe mine. Momentul întâlnirii lui Samuel cu Dumnezeu. Mi-a dat textul și a plecat, s-a întors și a plecat. N-am apucat și nici n-aveam curaj. Fratele Trandafir așa un om foarte militaros și nici ceilalți colegi nu prea aveau curaj să-i comenteze. A fost un om al lui Dumnezeu. Cu toate plusurile și minusurile lui, în final, dacă stăm să analizăm întreaga viața și să tragem o concluzie, personal pot să spun că a fost un om al lui Dumnezeu. N-a fost perfect, cum niciunul nu este perfect, dar a fost un om care a iubit lucrarea lui Dumnezeu, a iubit institutul, băieții de acolo. Chiar ultimele lui cuvinte, fac o paranteză, înainte să moară, i-au spus fratelui Jean Tipei, ai grijă să nu fie flămâns sau să le fie fric băieților mei. Ai grijă să o ducă bine. Asta au fost cuvintele lui, vă dați seama, deci el pentru asta trăi. Pentru dumnealui, studenții erau copiii lui. Erau copii, era familia lui, în sfârșit. Am luat textul din 1 Samuel, cred că în seara aia, era o seară de joi, cred că textul ăla l-am citit, să nu exagerez, de 20 de ori. Și tot m-am zis, ce să predic eu, Doamne, de aici? Și m-am pus pe genunchi, am zis, Doamne, de atâtea ori m-am dus cu predicile mele. Am scris acolo tot ce am știut eu mai bine și am vrut să dau cei mai buni din mine, că cine merge la învost să dea cei mai rău sau să fie dezinteresat? Nu se duce. M-am dus acolo să dau ce e mai bun din mine. Și, tu știi, emoțiile m-au năpădit, m-am încurcat și, conform spuselor lui Pavel, trompeta mea nu dădea un sunet clar de război, ci aiurea, nu știa poporul ce să facă. Doamne, știi ceva? Uite, e ultima dată când eu mă mai duc să predic. Și dacă și de data asta tot așa pățesc, îți promit, Doamne, că îmi fac bagajele și mă duc acasă. Am pierdut un an, asta e, cel puțin am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu, am studiat teologia, pneumatologia, Vechiul Testament, introducere în Noul Testament, câteva lucruri și am descoperit că nu-s bun să predic. Am descoperit că eu nu-s chemat pentru așa ceva și cel puțin m-am îmbogățit teologic, dar eu nu sunt pentru... În timp ce stăteam eu așa, în cameră, cu Biblia și meditam, citeam, din partea asta unde era ușa camerei, am văzut, eram singur în cameră. Mai eram cu încă un coleg, dar colegul era nu știu unde plecat și eram singur în cameră. Era joi seara, joi pe la ora 10 seara, 11 seara, nu mai știu exact. Am văzut că intră o persoană în cameră, dar n-am văzut persoana, nu m-am simțit că cineva intră în cameră. A intrat în cameră, și când s-a apropiat, cum stăteam eu în poziție așezut pe pat și tot citeam textul ăla din Samuel, la un moment dat când am ridicat capul să mă uit, era o ființă angelică. Nu i-am văzut capul și nici nu mi s-a permis probabil să-i văd capul. I-am văzut doar trupul de la gât în jos. Înfățișarea nu i-am văzut-o.
În mâna lui ținea, dacă mai țineți minte, acele carnețele vocabular așa. Din România. Mai țineți minte? Așa, da. În mâna lui ținea o poză cu poza fratelui Trandafir, de mărimea acestui carnețel vocabular. Și mi-a zis, îl vezi? Și am zis, îl văd. Fratele Trandafir, mai fac o paranteză, suferea atunci, el a suferit de diabet și a avut multe alte probleme de sănătate. Dar atunci, atât de tare i s-a agravat diabetul, încât a avut impresia, fratele Trandafir credea că pleacă, că se duce, era foarte bolnav. Și mi-a spus așa, ființa aia angelică, du-te și spune-i că va mai trăi o vreme, încă o vreme și o jumătate de vreme. Și apoi am să-l duc acasă. Și de ceea ce se frământă și se teme acum că se va întâmpla Institutului Teologic, să-i spui că nu se va întâmpla și nu va avea loc. Să nu se teamă. Apoi s-a întors. De fapt, nu s-a întors. Pur și simplu, parcă s-a evaporat. Așa, a dispărut. Pe moment, mi s-a părut, eram ca anesteziat, a fost ceva normal. Dar după ce a dispărut, cum au zis profeții că i s-au bătut genunchii de oaltă, am început să fug pe colidor și să strig la toți colegii să ne adunăm. Aveam noi un club, un loc unde ne adunam, noi ne mai rugam, mai citeam Biblia, era și un televizor acolo, ne mai uitam și noi la știri câteodată. I-am adunat pe toți colegii acolo, Valer Mocanu, care, fratele Valerian Mocanu, care era liderul, să zic, al studenților. I-am spus prima dată lui ce mi s-a întâmplat și el a cerut atenția tuturor colegilor și le-am spus ce s-a întâmplat. Am izbucnit într-o rugăciune toți, am plâns, ne-am cerut iertare că l-am vorbit de rău pe fratele Trandafir, pentru că noi zicem că aveam și motive. Institutul Teologic, deci centrul cultului, era în Carol Davila. Iar noi, ca studenți, stăteam undeva la câțiva zeci de kilometri de centru, undeva la, lângă Institutul de Cercetare Mina Minovici, la un liceu de metrologie. Acolo au găsit frații un internat părăsit, în care la parter, etaj 2, etaj 3, erau numai șobolani, iar la etajul 1 eram numai noi. Stăteam acolo, vă dați seama ce condiții. Nu aveam multe condiții cum le au astăzi studenții la Institutul Teologic. Fratele Nelu Brie ar putea să vă spună ceea ce narez eu chiar acum și să confirme, pentru că astea vremuri le-am trăit. Iarna, de exemplu, desfăceam holenderul ăla, șurubul ăla de la calorifer ca să luăm apa caldă, să ne spălăm, că nu era apă caldă. În sfârșit, au fost momente grele, dar frumoase. Frumoase cu Dumnezeu. Și, în sfârșit, stând acolo, am zis, ok, le-am spus colegilor, ne-am rugat, am plâns, ne-am cerut iertare pentru condițiile care le avem, că, Doamne, Tu ai trăit în condiții și mai și. Și am cerut iertare Domnului că l-am vorbit pe fratele Trandafir de rău și m-am întors înapoi în cameră. Când m-am întors înapoi în cameră, m-am întors așa cu inima ca un purice. Dacă mai văd odată ființa angelică, cred că mor. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu nu sunt vrednic pentru o astfel de revelație. Te rog, iartă-mă că am zis că poate nu Tu m-ai chemat și am vrut să-mi fac bagajele să mă duc acasă, dar Doamne, crede-mă, nu mai pot să mă duc să predic dacă tot așa o să predic. Nu-mi place mie cum predic. Păi cum o să-ți placă ție sau altora? În momentul ăla, în timp ce stăteam pe pat, am auzit, cum m-auziți, o voce. N-am mai văzut nicio ființă angelică, dar am auzit o voce. Scrie. Și am luat repede o hârtie, o coală ministerială, am luat un pic și am început să scriu. Și mi-a dictat titlul, Un glas în noapte. Și am scris, Un glas în noapte. Și scrie, zice vocea în continuare, scrie așa, la punctul numărul 1, Un glas care te cheamă pe nume. Și am scris, punctul numărul 1, Un glas care te cheamă pe nume. Punctul numărul 2, Un glas care îți descoperă destinul. Și am scris, Un glas care îți descoperă destinul. Punctul numărul 3, Un glas care vrea să te învețe. Și punctul numărul 4, Un glas care nu trebuie niciodată ignorat. Și acum, după ce am scris punctele, mi-a scris sub punctele și mi-a dat coordonatele biblice la punctul numărul 1, Un glas care te cheamă pe nume. Și a început să-mi vorbească despre Avram, cum Dumnezeu i-a schimbat numele lui Isaac, lui Iacov. Și prin, așa mi-a trecut Biblia ca un fir prin fața ochilor, că aproape i-am scris pe toți ăștia la care Dumnezeu i-a chemat pe nume. Și la unii le-a schimbat numele și odată cu schimbarea numele, schimbarea vieții. În sfârșit, așa s-a întâmplat la punctul numărul 2, la punctul numărul 3, la punctul numărul 4. Când am finalizat predica, nu mai era predica mea.
Pentru prima dată mi s-a revelat ce înseamnă o predică. Eu, într-adevăr, făceam predici, dar eu credeam că predicile mele cu puncte și subpuncte, cam așa ar trebui să fie. Când am pus predica asta pe lângă predicile mele, a mele erau pe nicăieri. Nu erau nici structurate măcar, ci pur și simplu erau așa ca și cum ai nara ceva. Dar nu era ceva ce să pătrundă sufletul omului și să se imprime în mintea omului. Așa de bucuros eram și știam că duminică, când voi fi pus la predică, credeam din toată inima că Domnul va fi cu mine și mă va folosi. M-am rugat, am postit. Deja atât de bine știam predica, n-am citit-o ca să o memorez, trebuie să o recitești de vreo 10 ori. Deja predica aia mi-e așa cum am e clară în minte, ca și atunci. Mi-a rămas imprimată pentru totdeauna în minte. Nu aveam nevoie de schiță, eram independent de schiță. Dar mi-am scris-o, ca așa a zis, vocea, scriu. M-am dus duminica la predică, duminica aia dimineața, bineînțeles, eu eram primul și nici nu mă așteptam să fie altfel. Și eu, dacă eram în locul fratele Trandafir și avea un student ca mine, la fel procedam. M-a pus primul să predic și când m-am ridicat să predic, pentru prima dată n-am mai avut emoții. Parcă cineva îmi purta gura. Era ceva de-a dreptul divin. Nu mai era de ordin școlar, profesional, ci era de ordin divin, al ungerii. Mi-amintesc că fratele Pandrea, acum doar l-a însărit cu coada ochiului, că s-a ridicat, rar el se ridica de obicei și stătea așa încruntat când spuneai perle. Dar acum era ridicat în picioare și cumva avea o privire din asta de șoc. Adică privirea lui îmi spunea, eu nu cred că e fratele Nelu Lanvon, cred că e altul. Ce s-a întâmplat? Că nu se poate, nu se poate el să predice așa. Deci nu, ceva nu e în regulă. Deci nu-i mai fratele Nelu, nu el, ceva s-a întâmplat. Deci asta exprima privirea lui fără cuvinte. Și încă un amănunt, am uitat să vă spun, duminica dimineața, când trebuia să mă duc la Sebastian, eu mă tot frământam cum să-i spun fratelui Trandafir ce mi-a spus ființa aia angelică. Că așa mi-a spus ființa angelică, du-te și spune-i. Și spune-i, da. În timpul rugăciunii eu mă frământam cum să-i spui fratelui Trandafir. Dar cum să-i spun? Dar dacă o să-i spun, cine știe ce reacție o să aibă? Cine știe cum? Ce să fac? Și în timp ce eu mă frământam, din partea dreaptă, cum intra în biserica din Sebastian, în dreapta erau surorile, în stânga frații, din partea dreaptă aud așa ca un vuiet, ca un tunet, o soră, a început să vorbească în limbi. Și a început să profețească. Fratele Trandafir era foarte atent cu prorocii. De multe ori când erau proroci de genul în afara Scripturii și care proroceau numai ce nu trebuiau sau eu știu ce spuneau ei de la ei, fratele Trandafir avea o putere de discernământ extraordinar de puternică. Cred că avea darul deosebirii duhurilor, că numai la asta poți să te gândești. Se ridica peste proroc, ridica biserica în picioare și începea o cântare. Cânta de nu se mai auzea prorocul, ăla nu mai trebuia să prorocească altul. Dar de data asta deci vorbim despre proroci care nu erau veritabili. Da, și da. Care nu trebuiau să vorbească exact. În adunare. Exact. Nu aveau viața corespunzătoare. Când veneau, cine știe de pe unde veniau, nu aveau viața corespunzătoare, nu aveau într-o relație cu Dumnezeu de la și Dumnezeu nu era mesajul de la Dumnezeu. În conformitate cu Scriptura. Și pur și simplu era un mesaj al lor în dorința, mă gândesc, de a ieși în evidență. Deci vorbim aici de cazuri legitime în care o așa zisă prorocie trebuie acoperită sau oprită într-un mod politicos da. Și decent pentru ca biserica să nu fie dusă în rătăcire era, de un glas. Ăsta era stilul fratelui Trandafir și cred că era bun. Pentru că el nu se ridica să contrazică, nu se ridica să spună nimic, pur și simplu ridica biserica în picioare, cânta o cântare și cu asta se pierdea totul. Dar, de data asta, această femeie care a început să profețească, a început să profețească în felul următor. Așa vorbește Domnul bărbatule și se referea la fratele Trandafir. Domnul îți spune să te întărești pentru că nu vei muri. Vei mai trăi o vreme, încă o vreme și o jumătate de vreme. Exact cuvintele care mi s-au spus mie în camera de student, unde am fost, exact aceleași cuvinte prin sora asta, în mod profetic, îi se spuneau acum fratelui Trandafir. M-am uitat la fratele Trandafir, vă spun sincer că am început să plâng, că era imposibil să nu fie așa de mișcat până la lacrimi. M-am uitat la fratele Trandafir,
Și plângea și fratele Trandafir. Colegii, studenți, toți știau deja, pentru că eu le spusesem, da. Colegii toți erau așa înmărmuriți. Pe de o parte eram și fericit, Doamne, m-ai scăpat de o sarcină. Că nu mai trebuie să-i spun eu fratelui Trandafir. E o confirmare a vocii Domnului. M-am uitat la fratele Trandafir, plângea ca un copil mic. Și s-a ridicat după profeție și a zis, fraților, această profeție a fost din partea lui Dumnezeu. Pentru că numai eu știu ce am cerut lui Dumnezeu. Și eu știu frământarea din inima mea care o am acum. Erau niște probleme atunci cu Institutul de Acreditare și, în sfârșit, multe care îl frământau pe fratele Trandafir. Ei, după momentul ăsta profetic, vă dați seama că am avut un curaj la predică dublu. Și când m-am urcat... Și starea spirituală a bisericii era diferită. Corespunzătoare și înălțătoare. Era deja Duhul Sfânt pregătise biserica pentru mesaj și când m-am ridicat, parcă în același duh profetic, am început să predic. Și am predicat 15 minute când mi s-a dat. Dar am predicat cu așa un elan, cu așa o putere, mă rog lui Dumnezeu să am mereu acel elan care l-am avut atunci. Încât biserica a început, bineînțeles, o forfotă, așa un plânset, o mișcare în biserică. O cercetare a Duhului. O cercetare puternică. La un moment dat, biserica s-a ridicat în picioare. Deci nu-i cum fac anumiți predicatori de elită astăzi, că fac show-uri sau ce. Pur artificii. Și simplu, da, artificii. Pur și simplu, parcă altcineva a zis bisericii să se ridice. Dar nimeni nu a zis decât Duhul Domnului. A fost o mișcare. Da. S-a ridicat biserica. Și am continuat așa printr-o rugăciune, după care iară biserica s-a așezat și am continuat să mai predic, că mai aveam 3 minute. Eu eram foarte atent la ceas. Eu nu m-am uitat în spate, că fratele Trandafir stătea în spatele nostru și m-am gândit dacă cumva vine fratele Trandafir cu cearceaful și scrie o oprire, atunci chiar că pune mă duc apă de aici, pune foc. Apă, da, și nu e ok. La 15 minute m-am oprit. Mai aveam să spun din mesaj și am stat jos. Fratele Trandafir a venit lângă mine și mi-a zis, cine ți-a zis să te oprești? Păi, frate Trandafir, conform disciplinei dumneavoastră, eu aveam 15 minute. Băi, băiete, ascultă aici. Când Duhul lui Dumnezeu te va folosi, acolo nu mai există oprire. Niciodată să nu oprești lucrarea lui Dumnezeu. M-a luat așa o mustrare de conștiință acum. Și mă rugam, Doamne, te rog să mă ierți. Doamne, eu n-am vrut să încalc principiile. Dar bineînțeles că Domnul a văzut și a știut. Nu cred că s-a supărat Domnul. E bine că înțelegem ceva aici. Putem face o paranteză. Noi suntem oameni ai disciplinei și a programului și a orarului și a ceasului. Da. Căutăm să ne disciplinăm, căutăm să funcționăm după un anumit program. Începem slujba la ora 9, începem, o sfârșim la orele 12, începem la ora 6, seara sfârșim Corect. La ora 8. Cântările trebuie să aibă anumite minute lungime, 3, 4, 5, nu trebuie să depășească timpul respectiv. Predicatorii întotdeauna primesc un timp, 15 minute, 20, 30 de minute. Dar există un mare dar aici. În timp ce avem programul în față, totuși noi suntem conștienți și credem că dacă Dumnezeu face o intervenție, dacă Dumnezeu cercetează pe predicator și adunare într-un mod vizibil, dacă există o manifestare reală și vizibilă a prezenței lui Dumnezeu, programul nostru îl împachetăm, îl punem în buzunar și spunem Duhului Sfânt, Doamne, lucrează. Deci există și în teologia noastră există, dar și în practica noastră Corect. Există. Mă bucur de faptul că ați menționat acest aspect din viața Bisericii Sebastian și ceva din viața fratelui Trandafir. Înseamnă că și dumnealui credea la fel și noi credem la fel. Da. Confirm lucrul ăsta. Da, categoric. Cred că v-ați izbit de problema asta a predicatorilor care atunci când n-au ce spune se plâng de timp. Nu mi s-a dat mult timp. Eu cred că Dumnezeu când vrea să te folosească nu-ți trebuie 25, 45 de minute. Nu-ți trebuie. Dacă Dumnezeu are un cuvânt pentru biserică, poate să-l spună și în 5 minute într-un cuvânt de salut. Pentru că Dumnezeu are puterea, capacitatea asta să concentreze un mesaj chiar în 5 minute. Dacă ești la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă nu ești la dispoziția lui Dumnezeu, nici în 45 de minute nu poți să spui, oricât ai încercat să spui, nu vei putea să spui.
Mă gândesc că momentul acela a fost un moment acel hotărător. Acel moment a fost de debut în viața mea. Deci a fost momentul cel mai puternic. Deci nu în ce există... privește slujirea. Mi-am totul zis s-a așa, schimbat. Fundamental. Și fratele Trandafir mi-a zis, nu trebuia să te oprești, când Duhul lui Dumnezeu lucrează, trebuie să-L lași să lucreze. Frate, îmi cer scuze, eu m-am conformat disciplinei dumneavoastră. Da, dar acum să te conformezi la ce-ți spun și să ții minte asta. Bun. S-a ridicat fratele Trandafir, a spus câteva cuvinte, Duhul Domnului ne-a cercetat, sperăm să ne cerceteze și în continuare. A urmat colegul al doilea, care era mai bun decât mine, și a vorbit din a doua înmulțirea pâinilor. S-a chinuit el să înmulțească pâinile, dar n-a mai fost, nici eu n-am fost, a fost Duhul lui Dumnezeu, deci nu mă asum niciun fel de credibilitate, absolut deloc, a fost pur și simplu Duhul lui Dumnezeu prezent. El merită tot creditul. Apreciem experiențele împărtășite. Vreau să vă spun că timpul a expirat și noi care respectăm timpul, mai ales în cadrul unei emisiuni care se transmite într-un anumit cadru de timp, lăsăm pentru o dată viitoare alte experiențe care cred că ne vor îmbogăți la fel. Am fost delectat, ne-am bucurat să avem această frumoasă părtășie împreună. Cred că a fost de folos, sunt convins că a fost de folos pentru telespectatorii noștri. Vă mulțumim tuturor celor ce ne-ați ascultat și v-ați închinat, cred, împreună cu noi și v-ați bucurat împreună cu noi. Vă dorim harul și binecuvântarea Domnului pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru televiziunea Credo și pentru toți cei ce iubesc pe Domnul.